XVI, se folosea limba maghiară, dar nu s-a uitat limba germană, care fusese limba oficială în secolul XVIII. Și în secolul XX s-a introdus limba română, după ce a intrat banatul în România ca limbă oficială, dar aproape toată populația, și a Lugojului, și a Timișoarei, și a Caransebeșului, și a Reșiței, vorbea încă două limbi în afară de română, dacă nu și trei. Eu mi-aduc aminte că și în Lugojul nostru drag, la prăvălie, știa vânzătoarea să vorbească și în română, și în maghiară, și în sârbă, și în șfăbește. Da? Deci, la piață, la fel. În 1960-1970, când mergeam cu bunica mea la piață, erau foarte multe persoane care vindeau și puteau să folosească două sau trei limbi vânzătoare. Unele dintre ele le întrebam câte clase au. Și spuneam că n-au fost la școală niciodată. Țărânci. Și vorbeau două sau trei limbi. Deci asta a fost o realitate a regiunii astea. De unde și eu o anumită toleranță vis-a-vis de diversitatea existentă, și culturală, și lingvistică, și din punct de vedere religios. Ei bine, în secolul XIX, după această reformă religioasă, apare ideea de cetățenie. Da? Evreii își doreau și ei să fie cetățeni egal cu ceilalți. E firesc, adică nu poți să dobândești toate drepturile dacă nu ești cetățean egal. Nu ai acces la studii, nu ai acces la pregătire profesională, la ocuparea unui post într-o instituție, la o ascensiune pe scară ierarhică, etc. Dacă nu, stăpânești foarte bine buletinul în buzunar al țării respective. Deci trebuie să ai un buletin și o identitate. E bine, la 1867, după ce se realizează Ausgleichul, adică compromisul între Austria și Ungaria, una din primele legi care a fost dată a fost emanciparea evreilor. Evrei au fost... Ce credeți că s-a întâmplat după lucrul ăsta? S-au certat evrei între ei. Unii au fost de acord și unii au fost împotrivă. Și atunci, ani de zile, între 1869 și 1871, s-au tot certat cum să devină cetățeni și cum totuși să-și continue și tradiția. Că unii erau foarte tradiționali și nu interesa chestiunea cetățeniei. Și atunci s-au împărțit pe patru comunități, patru tipuri de comunități. Una era ortodoxă, una era cu status quo, aceea care era conform congresului și conform emancipării, deci și asta a fost cea mai largă parte, cea mai numeroasă. Și altele care au fost status quo ante, adică cum a funcționat înainte de congres, fără să își dorească nici emanciparea și nici să aparțină de ortodoxie. Deci, patru forme de expresie ale comunităților evrești. Totuși, după 1867, marea majoritate a evreilor, așa cum am spus, se integrează vieții sociale și culturale și economice. Li se dă posibilitatea, prin intermediul acestei legi, să fie nu numai egal cu ceilalți, dar să și urce pe scară socială și să poată să studieze la Viena, la universitate, sau la Praga, sau să plece în America. Între ei și lugojeni, care s-au dus la studii și au dobândit o pregătire profesională impecabilă. Deci cetățenia a însemnat enorm pentru comunitatea evrească din Banat, pentru toți evreii din Banat, dar sigur acest proces nu a fost singular, nu a fost numai pentru cei care locuiau aici, ci pentru evreii din întreg imperiu. Adică și pentru regiunea Transilvania era valabil, și pentru regiunile din Ungaria, și pentru Voivodina, și așa mai departe. Pentru Silezia, Galicia, care țineau de administrația austriacă, pentru Bucovina, emanciparea a însemnat un pas enorm înainte, pentru că evreii au putut să își exercite talentele pe care le aveau. Unii dintre ei aveau talente pentru știință și au devenit foarte importanți inovatori.
au devenit profesori universitari, au devenit oameni de presă. Presa din această regiune este coordonată foarte des de evrei care vorbeau 3-4 limbi și erau foarte bine pregătiți. Presa de la Timișoara, da? Temesvarer Zeitung, una din cele mai puternice publicații care a apărut vreodată în istoria Banatului, a fost de la 1850 la 1950 a rezistat, presă de limbă germană. A fost condusă 20 de ani de un evreu la sfârșitul secolului al XIX-lea. Armin Borat se numea. Deci 20 de ani a condus această publicație. Și a venit cu idei foarte elegante și fără tușare, fără naționalisme. Da? Pur și simplu că promova economia, promova ideile sănătoase, să spunem așa, în interiorul societății. Vreau să vă spun că la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, evreii arată o pondere foarte importantă în viața culturală. Și la Viena, și la Budapesta, și la Timișoara, și la Lugoj. Pot să vă spun ce se întâmplă la Lugoj, că sunteți poate mai curioși, cu învățământul și ce atenție se acorda învățământului la Lugoj la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Ca să fim foarte clar ce a însemnat școala pentru lumea evrească. Întotdeauna școala a fost foarte importantă. Școala, discuțiile în contradictoriu, dezbaterea, asta a fost foarte importante. De aceea evreii au făcut întotdeauna o notă aparte, pentru că au fost obișnuiți de mici, printr-o educație, să și polemizeze, nu numai să accepte ceea ce li se spune. De aici și o foarte bună înțelegere a ideii individuale pe de-o parte și a ideii de apartenență comunitară pe de altă parte. Adică noi suntem indivizi și aici vedeți că Tora și Talmudul și toate documentele evreiești menționează nume, pe nume evrei. E foarte important să-i spui pe nume unui evreu. Numele este fundamental în civilizația iudaică. Deci nu să locorești, să-i spui un diminutiv sau să nu-l numești. E foarte important să-l numești. E Victor, e Ion, e Gheorghe, e Iuric, dar e bine să știi și numele de familie. Deci asta este o parte a... Asta înseamnă individualitate, cultură individuală. Pe de altă parte, e vorba de cultură comunitară, adică și recunoașterea în societate. Nu ne rupem de comunitatea de care aparține. Nu ne rupem de societatea în care trebuie să funcționăm. Iată ce interes există pentru învățământ. La Lugoj. În cazul acestui oraș, dezvoltarea sistemului de învățământ evreiesc este consemnată într-un buletin informativ, ce va fi editat anual în primul deceniu al secolului al XX-lea, deci de la 1900 începând. Apărut sub egida comunității israelite din localitate, el explică foarte bine modul de organizare al învățământului elementar evreiesc, oferă date cu privire la fiecare an școlar, la numărul de elevi, disciplinele de studiu și starea sănătății. Foarte important cât era de sănătos copilul. Voi da un exemplu, rezumat de o descriere, spre a vedea în ce constă tipul de instruire profesat în școlile primare ale evreilor din Lugoj, dar și din Banat, în general. Procesul de învățământ începe la 1 septembrie. Întârzierile sunt cauzate, de obicei, de bolile contagioase. Și continuă neîntrerupt până la 18 iunie anul următor. În anul 1904-1905, la școala elementară de băieți și fete a comunității israelite din Lugoj, sunt înscriși 229 de elevi. 229 de elevi. Cu 6 mai mult decât în anul precedent, adică în 1903-1904. Așa cum rezultă din buletinul informativ, anul școlar începe cu o slujbă religioasă, venerația lui Dumnezeu, prilej cu care prim rabinul orașului, dr. Handler Shimon, prim rabinul de atunci, ține o cuvântare, îndemnând elevii la smerenie, sârguință, docilitate și patriotism. Nu se semnalează cazuri de încălcare gravă a regulamentului. Din același izvor, aflăm că starea sănătății este satisfăcătoare
Și ea se află sub supravegherea inspectorului general, dr. Klein Jochop. Medicul orașului, dr. Klein Carol, vaccinează toți elevii între 6 și 12 ani. Pentru informarea părinților asupra situației școlare a elevilor, a comportamentului și a profilului lor moral, la sfârșitul fiecărui trimestru se distribuie o înștiințare, unde, în afara notelor, sunt consemnate și datele privind purtarea, da? Comportamentul. În fiecare sâmbătă dimineață, la ora 9, se oficiază slujba religioasă destinată tinerilor. Deci, în pofida faptului că funcționa sinagoga neologă, la slujbă se duceau, chiar dacă era vorba de emancipare. Elevii iau parte și la slujbele ținute cu ocazia sărbătorilor de Purim, Sucot și Hanuka. Din program mai fac parte sărbările școlare, având scopul de a cultiva gustul pentru frumos și pentru noblețe, de a trezi sentimentul patriotic. Constituirea unei biblioteci, se arată în buletinul școlii amintite, este în atenția corpului didactic. Ea are 165 de volume, iar bugetul bibliotecii, da? În bani lichizi, doamna bibliotecară, este de 11.436 de coroane. 11.436 de coroane. Numai pentru o bibliotecă școlară. Bani depuși la Casa de Economie a Comitatului Caraș. Casa de Economie, da? La Banca Cărășană. Da. Orele, știți cine a fost directorul Băncii Cărășană? Valeriu Braniște. Da. Când a ieșit din pușcărie, că l-au închis. Și unul dintre cei care a susținut drapelul a fost unul din bunicii mei, unul din cei patru bunici, care a susținut ziarul lui. A susținut și ziarul german și ziarul românesc. Deci, așa era pe vremea aceea. Filantropia funcționa. Cel care avea un venit, avea o statură economică foarte bună, îi ajuta pe cei care lucrau în presă, în știință, în învățământ, în cultură. Orele de învățământ se află sub controlul inspectorului general, dr. Klein Jochop, și a prim-rabinului de Lugoj, dr. Handler Shimon. Din totalul de 229 de elevi, 96 plătesc taxele în întregime, 49 cu reducere și 89 sunt scutiți de taxe. 3 elevi eminenți primesc bursa din fondul Tiroler și alți 2 din fondul Shateles. Din fondul Talmud Torah se cumpără haine pentru 36 de băieți săraci. Haine pentru băieți săraci. Societatea Voda Astol, masa vânătorului, oferă haine de iarnă pentru 2 băieți. Iar Casa de Economie a Comitatului Caraș donează școlii 50 de coroane în scopuri de binefacere. Dacă vom menționa și preocupările de scriere corectă și compunere metodică inițiată de învățătorul Rosenzweig Moore, vom fi în măsură să apreciem cum se cuvine nivelul învățământului primar evreiesc într-unul dintre cele mai de seamă orașe ale Banatului, așa cum a fost și doresc să rămână în continuare Lugojul. Deci asta era învățământul primar. Putem continua cu multe alte exemple această situație. E bine, războiul mondial, primul război mondial, întrerupe acest tip de organizare și va fi reluat sub învățământul, de exemplu, va fi reluat prin intermediul unui liceu israelit care se înființează în 1919 la Timișoara. Acolo se duc cea mai mare parte a evreilor din întreaga regiune, dar mulți și din Transilvania se vor duce la Timișoara să studieze în liceul israelit. Au fost foarte multe discuții în legătură cu înființarea unui liceu. Au fost foarte multe discuții în ceea ce privește identitatea evrească după 1918. Adică sunt minoritari. Înainte nu erau minoritari, erau cetățeni ai statului austro-ungar. Iar după 1918, în cadrul statului român, la fel ca și maghiarii, germanii și alte naționalități, au devenit minoritari. E, lucrul acesta, sigur că a fost un handicap, mai ales că marea majoritate a evreilor foloseau limba germană sau limba maghiară, maghiara și germană. Trebuiau să învețe limba română. Asta era una. Și sigur că era important ca să poată să facă față la toate cerințele. Pe urmă, trebuiau să se organizeze în cadrul statului român, care nu era condus de la Viena
Și nu era condus de la Budapesta, ci de la București. Trebuiau să se adapteze la o altă clasă politică și la o altă identitate, până la urmă e vorba de o identitate națională, respectiv etnonațională. E cum se raporta? În această perioadă a Primului Război Mondial și imediat după, se naște, pe de o parte, dorința unora de a se integra în societatea românească, pe de altă parte, se naște mișcarea sionistă, aceia care doresc să construiască statul Israel pe baza influențelor exercitate deja de la 1890 și ceva de Theodor Herzl. Apare această mișcare național-naționalistă a evreilor care dorea să construiască un stat care să fie numai al evreilor, astfel încât să poată să își desfășoare activitatea din toate punctele de vedere și să supraviețuiască într-un stat propriu-zis evreiesc. Lucrul acesta se va întâmpla după al doilea război mondial, dar mișcarea de pregătire și în Banat este foarte puternică, această mișcare sionistă, dar și mișcarea cealaltă, civică, este tot atât de puternică. Pot să vă dau o sumedenie de exemple, da? Și în Timișoara, dar și în Lugoj, și în alte orașe, și în Arad, unde evreii s-au implicat în viața economică în mod special. Și-au deschis fabrici, sau au continuat să funcționeze în marile fabrici. Fabrica de bere de la Timișoara, sau fabrica Azur de chimicale, fabrica Ilsa de lână și mătăsuri care a fost construit, toate trei au fost firme care au fost patronate de familii de evrei și care au desfășurat o activitate în cadrul societății largi românești și în cadrul sistemului românesc economic din perioada interbelică. Deci avem în perioada interbelică foarte multe exemple. Echipele de sport care sunt pregătite, care toate au în componența lor și fotbaliști sau alți sportivi notători care provin din rândul evreinii. Asta înseamnă o parte a evreinii care se integrează în viața socială. Și au și o contribuție largă la dezvoltarea presei. Presă de limbă română, presă de limbă germană, la punerea în mișcare a vieții muzicale, de exemplu. Viața muzicală în Banat era foarte, foarte bine dezvoltată. Iar contribuția evrească este mare. Nu să știți pe Curta Gheorghi, care provine din Lugoj și care a jucat un rol și continuă să joace un rol enorm în componistica muzicală internațională. Dumneavoastră știți de Gabriel Hirsch, Gabriel Banat, care a cântat pe toate scenele lumii și care e un timișorean, care are acum vreo 85-88 de ani, cam așa, care l-a făcut cetățean de onoare al Timișoarei în urmă cu vreo 7 ani. Deci o altă figură absolut remarcabilă. Deci conservatorul de la Timișoara i-a avut nu numai pe Tiberiu Predicianu și pe Sabin Drăgoi, dar a avut și pe Richard Oșanitski, care era neamț, a avut și pe Gabriel Hirsch, care era etreu, a avut și pe Josef Brandeis, care era catolic german, a avut fel și fel de figuri exemplare. În viața muzicală, evreii întotdeauna au avut o contribuție, la fel și în presă. Presa, mai ales o presă de tip pluralist, adică în care să existe toleranță, să existe, nu s-a dezvoltat o mișcare radicală în sânul evrei. Evreii au contribuit foarte mult la o orientare democratică și civică. Asta a fost un rol foarte important. Pe de altă parte, mulți s-au dat seama că va fi dificil, dacă va izbucni un război, mai ales la sfârșitul anilor 30, dacă nu se pregătesc și se organizează în mișcări sioniste. Una dintre mișcările mari a fost mișcarea sionistă, care o avea Clujul și Timișoara. Dar era coordonarea, această mișcare, de construirea viitorului stat Israel. Această mișcare era foarte puternică la Timișoara. Coordonarea se afla la Timișoara. Deci extrem de important. Aici, în carte, sunt documente cu privire și la mișcarea sionistă, cu privire și la organizarea în perioada interbelică a comunităților. Foarte multe informații de genul ăsta. Încă ceva, un punct cu care vreau să închei, e în perioada fascistă a lui Carol al II-lea, nu era regim fascist, era autoritar, așa, dictatorial,
de la 1938 începând, și mai cu seamă în timpul lui Ion Antonescu și a legionarilor, condiția evreilor în toată România era dificilă. Foarte, foarte, zic așa, că marea parte a evreilor nu aveau drepturi egale ca și ceilalți. Și atunci, de exemplu, le-au fost confiscate radiourile, le-au fost confiscate apartamentele, casele, pădurile, pământurile. Au fost foarte multe nedreptăți care s-au săvârșit. Evreii din zona Banatului au fost duși la munci forțate, în 1942-1943, în detașamente de muncă forțată. Ladislau Bloch, tatăl domnului Ivan Bloch, a fost într-un asemenea detașament, dacă nu greșesc, la Predeal. Așa. Sau fostul rabin de Timișoara, Ernest Neumann, la fel, a fost în... și mulți, alții au fost la Făgăraș, alții au fost la Turnul Severin, munceau la calea ferată, stau la încărcat vagoane, în gări se încărcau vagoanele și erau fost. Alții erau trimiși să măture strada. Foarte simpatic la Timișoara, populația orașului, foarte mulți dintre creștini, când îi vedeau pe evrei pe stradă că mătură, zice, hai că îmi pun și eu steaua și vin și mătur împreună cu tine. Atâția prieteni s-au adunat că nu mai distingeau cine este evreu și cine nu este evreu. Deci o solidaritate în Timișoara. În Timișoara s-a mai întâmplat încă un fenomen foarte interesant. Era un plan de deportare a evreilor făcut de Ion Antonescu în înțelegere cu Hitler, despre care nu voia să știe românii. Deci să nu afle România și românii, că spunea, zice, nu o să dea bine. Vorbeau ei în Consiliul de Miniștri. Ce nu dă bine. Deci ori îi ducem în Transnistria și acolo rezolvăm problema cu evrei. Ori îi dăm pe mâna lui Hitler. Și a fost o înțelegere, o încercare de înțelegere cu Hitler, între Hitler și Antonescu, să deporteze pe evrei care se aflau pe graniță. Cei de la Timișoara, de la Arad și cei de la Turda. Era granița cu Ungaria. Nord-vestul Transilvaniei fusese ocupat de Ungaria cu acceptul Germaniei naziste. Și atunci au fost foarte multe discuții ce facem. De ce erau suspecți evreii care s-au făcut? Pentru că continuă să vorbească limba maghiară. Păi vorbeau acasă limba maghiară, sigur că era o limbă, să zicem așa, de domestică. Da? Nu era împotriva limbii române sau a culturii române. Dar erau socotiți suspecți pentru faptul că... Și atunci sistemul de contrainformații, pe care eu am văzut toate fișele respective care s-au făcut, am văzut la Washington. Eu nu vă spun pe ce vorbesc unii colegi pe la București, am văzut la Washington, la Muzeul Holocaustului. Acolo arată foarte clar de ce erau suspicionați, erau mai multe puncte. Le menționez aici în carte. Da? În principal pentru că ce nu se știe când se dau de partea ungurilor. Ceea ce nu exista nicio dovadă că s-ar fi apropiat de Ungaria sau ar fi trădat în fața Ungariei. Interesele românești propriu-zise. Deci în 1942 se purtau tratative, 41-42 tratative pentru ca aceste trei comunități din sudul Transilvaniei și din Banat să fie deportate la Lublin. La Lublin, acolo s-a stabilit să fie deportate. Și evreii au aflat lucrul ăsta din presa germană de la Belgrad. Apărea un ziar de limbă germană la Belgrad, Belgradul fiind ocupat de trupele naziste. Și din presa de acolo, unul dintre evreii din Timișoara a aflat și a anunțat pe toată lumea. Uite, se pregătesc vagoanele, vor să vină cu ele în gara de est la Timișoara și să ne încarce și să ne deportez. În momentul respectiv s-a creat un halou și au plecat mai multe persoane în diverse direcții pentru a cere ajutor. Pe de o parte, au cerut ajutorul în Transilvania, s-au dus la mitropolitul de Ardealului, la Nicolae Bălan, care era croitorul șefului comunității, șeful comunității din Sibiu, era croitorul lui. Și s-au dus la croitorul ăsta să-i spună să vorbească cu mitropolitul, unul dintre timișoare. Și zice, bine, mă duc la Nicolae Bălan, la preasfinția sa. Și preasfinția n-a reacționat împotrivă. A spus, bine, dacă e așa de gravă problema, că trebuie să fie deportați, eu mă duc
la București să vorbesc cu Antonescu. Antonescu avea mare încredere în Nicolae Bălan. În sensul că s-a dus cu Bălan, s-a dus cu Antonescu pe front, înainte, înspre Uniunea Sovietică, la Odessa. Și a fost numit mitropolit și la Odessa. Și era foarte așa prezent în mișcarea naționalistă. Dar s-a înmuiat în momentul în care a auzit de lucrul ăsta, de deportare a evreilor. Nu i-a plăcut și s-a urcat în mașină, s-a dus la București. La București l-a așteptat șef rabinul României, Alexandru Șafran, care l-a rugat, l-a implorat în Arcea Sfinției. Vă rog, vă rog, din tot sufletul să-i salvați, că nu trebuie să-i deporteze. Locuitorii din Timișoara i-au trimis o scrisoare lui Ion Antonescu, în paralel, care spune, zice, toți evreii de aici n-au treabă cu comunismul. Ăștia nu sunt comuniști. Toți au lucrat în industrie, în comerț, în negustorie, sunt liberali de expresie și vă rugăm să nu-i deportați. Iar la București, Bălan se duce la Ion Antonescu. Nu se știe ce au discutat, că nu există o depeșă a discuției, dar se oprește deportarea evreilor din Turda, Arad și Timișoara. Deci toți supraviețuiesc. Sunt un număr foarte mic, 100 de evrei, care au fost duși în Transnistria. De fapt și-au cerut dreptul de a emigra în America, dar au vrut să emigreze prin Via Moscova. Să plece la Moscova, să-și ia un pașaport de la ambasada americană de acolo și să plece înspre America. Aceștia n-au mai rămas în viață. Au murit în Transnistria. Asta au fost cele 100 de victime ale evreilor din Banat în timpul celui de-al doilea război mondial. Marea majoritate a supraviețuit celui de-al doilea război mondial datorită acestor solidarități. Solidaritate acasă la Timișoara, solidaritate la Sibiu, solidaritate la București. Au fost doi oameni politici care au intervenit și au spus că e o rușine pentru România să facă lucrul ăsta. Iuliu Maniu și Gheorghe, nu Gheorghe Brătianu, Dinu Brătianu. Ion C. Ice Brătian. Deci ei doi foarte puternic au intervenit în favoarea evreilor din aceste zone să nu fie deportați. Maniu s-a întrecut pe sine atunci. Deci ce am citit este incredibil, ce elegant, ce direct, ce plin de demnitate. Și a fost, nu se poate. Pentru Transilvania e o rușine să se întâmple lucrul ăsta. Sub regim românesc. A fost foarte categoric împotriva acestei deportări. Deci el a luat poziție publică și foarte, foarte clar. Cert este că evrei în zona Banatului, în timpul războiului, în mare majoritate, supraviețuiesc, în pofida limitelor care există, în pofida faptului că au fost deposedați de multe datorită regimului, deposedați de avere, deposedați de... Nu aveau dreptul să fie patroni în anumite lucruri. Și atunci multe dintre instituții erau date unui creștin. Și acela era, de fapt, patron. Așa s-a întâmplat la Arad. De exemplu, uzina textilă de la Arad, care aparținea unui evreu creștinat. Un tiz de al meu, Franz Neumann, Franz von Neumann, care era creștinat, era catolic. Dar așa figura în acte peste tot că e evreu. Și statul român îl considera evreu. Și era tot timpul pus sub semnul întrebării. Dar Franz von Neumann și el a intervenit la Ion Antonescu. Cum avea omul ăsta ușă deschisă peste tot? Fabrica de textile de la Arad era atât de puternică încât producea tot echipamentul de război, de haine militare pentru armata română. Și atunci